Să trăiți! Oare așa o fi? Ne spune militarul nostru, Andrei! Bună, sunt Andrei. Am fost cadru militar până de curând, când m-am hotărât să ies din armată și să intru în Casa Iubirii. După cum vedeți, sunt foarte hotărât să-mi găsesc perechea și chiar îmi doresc o relație serioasă și de viitor. Nu, eu și viitoarea mea iubită nu o să murim de foame. Eu și fratele meu Geamăn vom deschide un fast food. Bună ziua! Bună ziua! Bine ai venit! Andrei, îmi pare bine. Îmi pare bine. Bine ai venit în Casa Iubirii. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Cu abia m-am așteptat să ajung. Vino mai aproape că ești curajos. Așa. Deci cu gândul de a cunoaște femeile din casă. Fetele. Cum să fie cea de care îți dorești tu să te îndrăgostești? Înaltă, înaltă, frumoasă, să mă atragă, iubitoare, sinceră. Bun. Fizic? Să aibă sâni. Să aibă sâni? Da, voluminos. Ah, am înțeles că sâni cred că aveau toate. dar nu la fel. Am înțeles, mai voluminoși. Da, da. Am înțeles. Blondă, brunetă. Indiferent, nu contează. Indiferent. Roșcată să nu fie. Am înțeles. Dar să nu fie roșcată. Da, cred că am fost rău. De ce? Nu m-am potrivit niciodată cu roșcată. A, da, de ce ai încercat? Da. Cu mai multe? Nu. Cu două. Cu două. Și nu mi-a ieșit. Eu zic să încerc și cu a treia, că poate e cu noroc. Doamne ajută! Doamne ajută! Dar cred că ar trebui să îndeplinească o condiție. Cum ar fi? Să nu fie măritată. Și asta. Și asta. Pentru că am înțeles că îți plac fetele măritate. Da, mă atrag. Iartă-mă. Doar fetele măritate îți plac. Nu. Păi ai avut relații doar cu femei măritate, așa am înțeles. În mare parte, da. În mare parte? Da, da, da. Îmi plac femeile mai mature. În mare parte știu ce vor de la viață. Sunt discutabile. Nu trebuie să mai cer că mi se oferă. Da, nu ți-a fost frică că pune mâna pe tine vreun soț? Nu. De ce? Pentru că am avut încredere în mine. Și am știut când să mă duc și când să ies. Te-a prins vreodată cineva? Niciodată, aproape? Niciodată. Ai sărit de pe balcon? Nu. Te-ai ascuns în vreun dulap? Odată. Nu cred! Odată. Am înțeles. Cam câte au fost aceste relații la număr așa? Cam câte? Nu prea multe. Toate relațiile mele au fost lungi. Scurte, nu. Ah, dar cam câte? 3, 4, 5? Nu, cred că 4 sau 5. 4 sau 5 cu femeile mature, măritate, da. Divorțate? Nu, măritate. Doar măritate. Singure? Singure, da, am avut o relație. Nu îmi vine să cred. Da, deci avut, ai avut o relație avut. Și cu o femeie singură? Da, nu se poate. Mai mare cu 2 ani ca mine. Fantastic. Care am iubit-o cel mai mult. Serios? Și am ținut cel mai mult la ea și s-a întâmplat să ne despărțim. Am cerut-o și în căsătorie. Dar, na, asta te-ai refuzat? Nu. Dar? Am continuat și cu timpul ne-am dat seama că nu mai suntem unul pentru celălalt și ne-am căutat fiecare de drumul lui. Și ea s-a măritat cu altcineva? Încă nu știu, n-am mai aflat nimic de ea. Of. Dar dacă s-ar fi măritat, cu siguranță ai fi căutat-o. Nu. Că era fată măritată și ea. Nu. Sunt genul de bărbat care unde lăs frumos, aranjat și eu îmi caut de drumul meu. Și nu te mai întorc. Nu. Am înțeles. Nu-mi te-ai place înșelat să reîncălzești ciorbița. Exact. Dar de înșelat ai înșelat? Niciodată. Pe partea cu înșelatul nu am înșelat niciodată, pentru că te înșel pe tine în primul rând. Și partea de bărbat nu mai e bărbat, e un băiat. Și ce părere aveai de fetele cu care totuși aveai o relație, așa cum spui tu, care își înșelau soții? Nu le ofereau ceea ce trebuie. O femeie când înșeală, nu îi oferă acel bărbat ceea ce trebuie. Ori pe partea sexuală, sau pe partea cealaltă, financiară. Sunt două chestii mari și late. Am înțeles. Bun. Deci n-ai fost înșelat? Nu. Asta cu înșelatul nu cred. Dar nu vreau să spun nici nu, nici da, dar pe încrederea mea pe care am mers și o să merg în continuare, zic că nu. Andrei,
Dacă ea era măritată, te înșela cu soțul ei. Dar nu punem așa. Cum nu? Nu. Cum nu? Pe soțul înșela cu tine și pe tine te înșela cu soțul. Am înțeles, eram doi pioni care... Păi nu? Am înțeles. Nu considerai așa? Nu. Inter... Și nu mă consideram nici mai presus. Mă consideram un om care ajută. Un rău necesar. Pe partea de plăcere. Am înțeles, le făceai un bine. Da. Interesant, exact. Interesant. Da. Ai un frate geamăn? Da, am un frate geamăn. Geamăn? Geamăn. Și ce a zis când te-a auzit că vii aici? I-a plăcut. N-a vrut și el? Are iubită. Dacă nu avea iubită, pot să spun și să fiu sincer cu dumneavoastră că era cu mine acum. Serios? Aici, lângă mine. Dacă se desparte, l-așteptăm. Asta ziceam și eu. Exact. Păi și mama voastră ce a zis? Țin să spun că e un caz mai aparte. Mama mea este decedată din 2003. Îmi pare rău. Este decedată, am crescut la bunici. Bunicii ne-au întreținut și i-au făcut din noi niște oameni sensibili, puternici și totodată capabili de ceea ce ne dorim și ceea ce vrem. Și tatăl? Tatăl este plecat. Și bunicii? Colaborăm foarte rar. Foarte rar. Ți-e dor de el? Puțin. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Andrei, în armată se face instructaj. Ți-ai dori, trebuie să asculți. Ți-ai dori ca partenera să fie așa ca un superior de-al tău? Să-ți dea ordine? Dar totodată și să primească. Bun. Eram sigur că nu vă așteptați la asta, dar... Chiar nu mă așteptam, Andrei. M-ai surprins! Fii atent, te surprind și eu. Spuneți. Te invit în casa băieților. Mulțumesc. Cu dragă, simt pumnii. Doamne ajută! Bine ai venit! Ceau, Andrei! Salut, Patrick, încântat! Ceau, dragul meu! Bine ai venit! Îmi pare bine! Andrei, îmi pare bine! Salut, Robert! Îmi pare bine! Încântat! Ce faceți, mă, băieților? Ocupă loc la noi! Dar fetele unde sunt? În camera, în casa cealaltă. Fai, dar ce urât e! Dar cum așa? Fără fete? Până a venit frate la fete, n-a venit la băieți. Au venit pornit direct, știe ce vrea. Nu-mi place deloc. Uite cum trebuie să luăm un pic de atitudine. Ai greșit casa. Auzi, poți să întreb camera. Nu pot să zic că am greșit. Îmi plac scaunele. Auzi, avem o șef aici. Este ea, se numește Zuzulina. Zuzulina slash camera. Și Maria se permite. Cum se comportă? E ok, este e prietenoasă. Băi, am cerut un lucru. Timp cât am cerut cum ar fi? Să dea bani la căldură și am deplinit. Da. Uite ce poziții, pe poziții, bravo, super. Vrei ceva de băut? Bine, dar tu chiar ai venit cu gânduri serioase. Uite-te la el îmbrăcat. Da, frate, vreau să-mi găsesc. O floare în piept îi trebuie. Mâncare avem. Mâncare am mâncat mai devreme. Auzi? A venit pregătit de nuntă, nu? În prima zi. Nici chiar din prima zi, mai rea să mă zic.